Ziua, vă salut. Un zbor frumos la albine. Aduc polen. Aduc polen. Nu vor să renunțe la urdinișul de sus, li mai ușor. Uite, astea aduc foarte bine. Pline de polen pe piciorușe. Azi mâine trebuie să punem colectoarele de polen. Le mai lăsăm un pic și apoi punem colectoarele. Punem colectoarele. Pe jos nu prea circulă ca pe sus. Va trebui să le închid până la urmă. Uite ce grăuncioare frumoase aduc. Ia uite ce bine aduc polen. Și astea. La asta au ajuns mai târziu, la ăștia din capăt, soarele. Acum, zilele viitoare, să vedem dacă trebuie să mă uit la ei, să văd cum or da cu puietul. Renunță greu la urdinișul ăsta, că le place mai, le mai comod pe sus să iasă. Astea sunt și pe jos. Da. Aduc polen frumos. Și pe jos, și pe sus intră. Până la urmă va trebui să le închid. Dar să buimăcesc un pic până în o zi, până să învață toate pe jos să circule. Azi mâine înfloresc corcodușii, m-am uitat la bobițele umflate, nu mai stau să pleznească. Și la apă circulă. Circulă foarte frumos. N-au treabă cu tine. N-au treabă, ele își văd de treaba lor. Că pot să sap, că n-au treabă. N-au treabă cu tine. Nu vezi că n-au mască și n-au nimica cu mine? Nu. Uite ce de polen aduc. Da. Seamănă. Da. Toate aduc. De ce se chinuie ele aici să intre? Asta-i. Da. Care-i mai închis la culoare? Trage soarele mai bine și
iasă mai repede dimineața la zbor. Nu știu cum va fi luna aprilie, Agrișu azi mâine îi dă florile. Acum să nu mai vină îngheț. Nici anul trecut nu a fost Agrișe lopișcat frigul. Da. Pun un pic pe pauză să mă duc să vă arăt ce modific pe la mașină. Am revenit. Vreau să fac niște modificări aici înăuntru, că i-am luat imediat. I-am luat locul cântarului și acum vreau să pun frigiderul aici în loc și chiuveta deasupra la corpul ăsta de mobilă. I-am dat gaură cu freză, i-am prins, i-am băgat scurgere acolo și mai am un pic de lucru. Cântarul l-am pus înapoi, asta e locul lui. Aici o să fie stupul de control. Așa. Bun. Am întrebat un băiat de sistemul ăsta fotovoltaic. Are, scoate 800 de wați. Și deocamdată face față la frigider. După ce termin, o să vă arăt cum le pun toate în priză. Și o să vă arăt cum funcționează toate. Mai am depus LED-urile. Am luat cablu și LED-uri din astea. Am luat 3 bucăți. Sunt cu magnet în spate. Se lipesc pe tablă și nu consumă mult. Mai am un pic de lucru să le montez. Și apoi când e gata vă arăt cum a ieșit. Vă salut și spor la treabă, vă doresc.